Bună dimineața! În psalmul 69, pe lângă referințele mesianice pe care le găsim aici, îl vedem din nou pe David într-o situație complicată, o perioadă dificilă din viața lui în care se simte copleșit de situație, confuz, descurajat, înecat în ape și simte că a ajuns la capătul puterilor. Însă cred că ideea principală din acest psalm este că Dumnezeu rămâne la fel de valabil, la fel de adevărat și de disponibil pentru noi, indiferent de circunstanțele prin care trecem. El este cel care știe cel mai bine ceea ce simțim în interiorul nostru, cât și ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru. Și am observat că de cele mai multe ori, atunci când un eveniment imprevizibil se întâmplă în viețile noastre, noi tindem să îl analizăm, să înțelegem ce ni se întâmplă și mai apoi să rezolvăm acel lucru pentru a reveni cât mai rapid la viața normală, la viața pe care o cunoșteam înainte și viața noastră cu Dumnezeu în parametrii pe care îi știm. Însă cred că cele mai mari victorii vin atunci când îl implicăm pe Dumnezeu din prima, în situațiile noastre și în lucrurile care ni se pot întâmpla, poate chiar înainte să le înțelegem complet și să știm exact ceea ce se întâmplă cu noi și în jurul nostru, să avem acest reflex primar de a apela la Dumnezeu și de a încerca să înțelegem lucrurile cu El și să-L punem pe El în prim plan. Și cred că cel mai bun mod de a face asta este să vorbim cu El într-un mod cât mai autentic posibil, să îi zicem exact ceea ce simțim în momentul ăla, ceea ce putem crede, ceea ce nu reușim să credem, să nu ne fie frică să ne exprimăm greșit, poate mai haotic uneori, să nu ne fie frică că Dumnezeu ar putea să interpreteze greșit ceea ce zicem și să conștientizăm mai mult faptul că El este acolo și a pregătit toate resursele necesare pentru ca noi să putem să fim învingători, indiferent de situație cu care ne confruntăm. Și așa cum termină și David acest psalm cu o amintire a speranței pe care o are în Dumnezeu, să știm că Dumnezeu este pregătit și este gata să ne asculte în orice situație, exact așa cum ne simțim și să ne dea putere să transformăm situația din jurul nostru după resursele Lui. Amin. Cine-s eu să-mi parte de iubire? Cine-s eu să văd copii zâmbind? Cine-s eu să văd lumina zilei? Cine-s eu să te aud vorbind? Prin jertfa ta m-ai câștigat, cu Duhul Sfânt m-ai insuflat și viață veșnică mi-ai dat. Și arde dorul tău în mine și focul tău îmi arde în piept, Iisus, și-ți mulțumesc. Copilaș, iubit de Dumnezeu, și arde dorul tău în mine, și focul tău îmi arde în piept, Iisus, și-ți mulțumesc că sunt al tău, un copilaș iubit de Dumnezeu.
Cine-s eu să văd cum mi se întâmplă minuni ce nu le înțeleg? Cine-s eu ca să te am ca tată? Eu un om, iar tu ești Dumnezeu. Prin jertfa ta m-ai câștigat, cu Duhul Sfânt m-ai insuflat și viață veșnică mi-ai dat. Și arde dorul tău în mine și focul tău copilaș, iubit de Dumnezeu. Și arde dorul tău în mine și focul tău îmi arde în piept, Iisus, și-ți mulțumesc că sunt al tău. Un copil și arde dorul tău în mine și focul tău îmi arde în piept, Iisus, și-ți mulțumesc că sunt al tău. Un copilaș iubit de Dumnezeu și dorul tău în mine și focul tău îmi arde în piept, Iisus, și-ți mulțumesc că sunt al tău. Un copilaș iubit de Dumnezeu.